Îl invit acum în scenă pe poate cel mai bun dintre românii prezenți aici în sală, pe cel mai bun și mai luptător dintre românii din România. E vorba de generalul Mircea Chelaru, un general de care avem nevoie, fiindcă românii cer forță, românii vor de multe ori ca armata să fraternizeze cu poporul. Ei bine, asta s-a întâmplat deja și fostul șef al armatei române este acum alături de mine. Amiază, popor român, te salut, Românie, din inima mea și pe toți cei care sunt alături de noi acum. Vreau să vă mulțumesc pentru gândul cel bun. Mulțumesc în primul rând, vedeți că stau puțin într-o parte, plătind deferența necesară. Să mulțumesc lui Dan Diaconescu, doamnei Simona Man pentru invitație și n-am venit doar pentru că m-au invitat. Am venit cu toată familia mea pentru că simt că aici trebuia să fiu astăzi. Mi s-a atras atenția că n-am voie să depășesc 3 minute. Mi-am ordonat mentalul, mi-am reconsiderat ceea ce vreau să vă spun, pentru că aici nu este doar un congres, un congres al poporului, ca multe altele ale altora, nu este un meeting de solidaritate cu tot ce înseamnă poporul român. Așa cum spunea Dan Diaconescu, este un moment al istoriei neamului nostru în care producem o alt fel de gândire de a guverna această țară. Este momentul în care noi începem să punem bazele unei noi rânduieli sănătoase, morale, disciplinate, nu haotice și criminale. Asta e momentul pe care îl trăim noi toți și trebuie să ne pătrundă acest lucru. Uitați foile. Le pot da și deoparte. Dar gândurile care trebuie să rămână în urma noastră n-au voie să fie puse tremurat și nici să capete vreun dubiu. Prima filă se numea riscul. Da, oameni buni, m-am zis că vin aici și dumneavoastră la fel, că de vor fi auzind neprietenii noștri ce se întâmplă și ceea ce vrem să facem, cu siguranță că riscăm de a fi luați în derâdere. Vom fi ținta bășcălioșilor. Vor voi să ne mute cu tot cu arsenalul nostru de idei la Bălăceanca. Pentru că băieții cei steți șmecherii cartierelor de lux au avut grijă să pună mâna pe tot ce înseamnă sistem de manipulare. Nu începem cu o sărbătoare. Începem cu semnalul unei extraordinare și nemiloase bătălii pentru a recupera România pentru români, pentru a o smulge din mâna ciocoilor și să dăm copiilor noștri. Nu am venit să dau lecții. Îmi știți poziția. Ca militar am învățat că n-am voie să-mi negociez victoria cu inamicul. Ori vă aduc victoria, ori rămân pe câmpul de bătaie. Dumneavoastră, ca cei ce reprezentați aici o altă așezare a României, dar același popor, n-aveți voie să vă negociați victoria cu nimeni. Ori câștigăm, ori rămânem pe câmpul de bătaie. Iată de ce
Mi-am notat, poate patetic într-un fel, dar merită să o spun, că nu sunteți oameni de rând, ci veniți și deveniți mari purtători de răspundere, cruciații acestui popor care trebuie să spună: ne luăm țara înapoi de la bandiți și de la ciocoi. De ce spun asta, oameni buni? De ce spun asta, oameni buni? Și dintre voi toți vegheați că poporul acesta nu mai are nici puterea și nici timpul pentru altă dezamăgire. Trebuie să se confirme acest lucru. Ceea ce s-a luat nouă românilor în cel mai cumplit și mai dezmățat fel, nu atât că mâncăm mai puțin și suferim mai mult, nu asta ne doare cel mai mult. Ne-a luat dreptul suveran asupra existenței noastre. Partidul Poporului trebuie să readucă suveranitatea înapoi în casa și în decizia poporului. Noi trebuie să ne recâștigăm demnitatea, să nu fim viermi pentru care unii nici măcar cutiile de chibrituri nu și le mai folosesc. O să le arăt până la timpul potrivit ce înseamnă revertebrarea României, nu molusca și viermulungul în care sunt ei. Mai aveam o pagină cu sfârșitul. Chiar spuneam că e 21 ianuarie și că pe 21 decembrie mai sunt 11 luni. Da, da, e sfârșitul vieții lor de Licheleș de Ciocoi. Și bine am spus. Și am să închei ca să știți de ce trebuie să luptăm, oameni buni. Pentru că tinerii refuză falsul și abjectul celor care au mințit continuu. Și după cum vedeți, tinerii nu mai iartă. Maturii sunt sufocați de insecuritatea zilei de mâine și caută soluții disperate și umilitoare pentru a supraviețui, nu pentru a trăi. 4 milioane dintre ei au plecat să slugărească în gospodăriile baronilor vestici. Din oameni liberi au ajuns pribegi în propria țară și și-au luat lumea în cap. Bătrânii sănătoși sau mai degrabă roși de boli căpătate în anii grei de trudă la colectiv, în fabrică sau ca zărm de muncă forțată, își așteaptă resemnați sfârșitul. Unii chiar și-l doresc să vină cât mai repede. Țăranii, din păcate, nu-și mai vezi pământul roditor, îl vând cu o inconștiență criminală, lăsându-și urmașii fără moștenire de țară. Se amăjesc cu un ajutor social de rahat, se intoxică cu emisiuni TV și devin tot mai habotnici într-un cor al ultimului bocet. Muncitorii nu mai sunt o clasă și nici nu mai interesează acest lucru. În schimb, șefii de sindicate, care mai de care mai trucate, se antrenează în tehnica șantajului și datului la pace, așteptând venirea noului regim prim de promisiuni. Trocul public este înscris în cartea de muncă acestui tip de sindicalist. Intelectualii de rasă sunt pe cale de dispariție. Ce a mai rămas din ei sunt plini de ifose și orgolii care îi fac inutil și incapabil de coagulare și acțiune publică. Snobismul și impostura celor cu diplome ID sunt greu de identificat și se insinuează tot mai perfid în noile modele publice. Și, dragii mei, țara, ultimul reazem de acasă, a devenit o subdiviziune continentală, gata de a fi împărțită în regiuni cu contururi modificabile. Aici, la noi, vin și pleacă fără opreliște și fără căpătâi globaliști din toate corțile lumii, care vin cu traista goală și pleacă cu deseaga plină. Nu asta vrem pentru noi, ci închei, pentru noi, oameni buni, pentru noi românii, mai de vițe veche, mai de inimă albastră, nu înseamnă nimic rangurile nobiliare. Noi ne-am născut fără ranguri, dar suntem nobili. N-avem bogății, dar suntem demni. Pentru mine și cred că pentru toți cei care sunt în sală, semnul demnității și măreției națiunii au stat întotdeauna în barda lui Mihai și în palușul lui Ștefan, amândoi urcați pe calul izbânzii și a gloriei.
dar nu poți urca pe cal din poziția în genunchi. De aceea, ridică-te, popor român!